Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99 sau mai bine zis Pokémon, pentru că fix acum în ultimul update s-au băgat o grămadă de chestii. Bine, avem și noi jocurile aici, nu ne interesează, dar avem o grămadă de Pokémon. Suntem la zona 225 până la 229 și avem o grămadă de Pokémon. Avem două tipuri de cuburi, avem aici, dacă căutăm cub, avem Pet Cube-uri normale, care au șansă normală cum arată, și Ultra Pet Cube, care au șanse mult mai mari să prinzi ceva. Te duci aici, să zicem 75%, da? Dăm click și vezi aici dacă scrie că ai câștigat un punct pentru clanul tău, dacă sunteți într-un clan, cu siguranță este prins. Dacă mergem puțin mai în spate, te vezi, este prins. Dacă mergem la asta 72, din nou am câștigat un punct, înseamnă că ești prins. Ai șanse și la huge-uri, că sunt o grămadă de huge-uri care se spawnează gen odată la jumătate de oră sau chestii de genul, dar de obicei, uite, vezi, ăsta e 26%, da? Nu l-am prins. 100% nu l-am prins pentru că nu avem puncte la clan acolo jos cu galben. Ideea e că de cele mai multe ori, dacă mergem pe aici pe undeva, ori găsim un huge, ori... ce am văzut eu că se poate întâmpla cel mai bine. Mergem pe aici și prindem Pokémon acum. Vedem, chestia asta este super mișto și chestia asta o să rămână în joc permanent. Două puncte, deci asta l-am luat. Sunt o grămadă de peturi și de-astea. Putem să folosim și Ultra Cube, da? Mergi aici în față dacă vrei să faci și niște cadouri de-astea. Uite, eu dau acum claim. După o să am alte misiuni. Am făcut 4600 de dăstea, dacă stai AFK. O să vă arăt la un moment dat un videoclip cum să stai AFK. Și aici, după ce faci, uite, vezi, ăsta e 24%, da? Dau click pe el, dau Ultra Pet Cube și la 24% este 100% șansă. Mergem aici și avem chestul ăsta mare. Și de obicei, dacă să zicem că spui toate peturile și puteți să distrugeți ăsta, da? Stai aici, pun și eu un flag acum imediat de strength. Dacă te duci aici, pui toate astea și distrugi ăsta chestul, atunci de obicei după ce distrugi chestul ai o șansă de huge. Mergem aici, dăm și noi ultimata, UFO ultimata, cea mai bună ultimata, uite cât de rapid se distruge asta. 120, 113, 100, nu, sub 100, uite ce rapid se distruge, gen, că atunci când UFO stau deasupra la chest, dau o grămadă de damage, dar unele UFO se mișcă foarte rapid. Și ăsta care e cel mai jos, ăsta cel mai jos ultimul, uite ce rapid, o ultimată UFO a distrus tot. Uite, vezi, aici am luat niște chestii și de obicei, după ce distrugi chestul, îți apare aici, gen, a huge has spawn. Acum nu mereu se întâmplă, dar de cele mai multe ori. 28% șansă, da? 28% șansă? Nu mai avem 28% șansă, avem 100% și am luat unul Rainbow. Dacă era Rainbow Shiny, îți dai seama să găsești pe jos șansă de 2% cu Rainbow Shiny, ultimul pet din tot jocul, gen ăsta, îți dai seama, cu Elemental, pardon. Avem ăsta aici, mergem puțin mai în față și trebuie câteodată să vezi dacă e. Dacă e, îți apare jos, a huge has spawn, dar poți să te duci peste dos să iei Pokémon dacă vrei. Uite, 6% dau de ăsta normal, nu l-am luat. Mergem puțin mai în spate, uite, vezi, failed, că nu am putut să luăm. Mergem puțin aici, 97%, l-am luat. Bine, că am luat un punct aici, momentan ăsta trebuie să te duci, ăsta durează foarte mult, nu merită. Poți să iei cuburi din farmat, acolo câteodată mai ai șansă la de la foarte, foarte bun. Cum e asta, 24%, dacă dai pe cube normal, sunt șanse mari să pierzi. Dai Ultra Pet Cube și îl iei 3 puncte la clan. E super, super leșer, e super mișto. Și dacă te duci aici puțin mai în față, unde este, nu știu dacă e chiar neapărat, unde este, mă, așa, nu știu dacă chiar neapărat să te joci, dar poți să farmezi Pokémon în continuu. Te duci pe aici, dai un pet cube, după ce se face tai din nou, nu poți să dai peste tot, adică nu poți să vii aici în ultima zonă să dai click peste tot, știi? Dar dai și un pet cube, mai dai și aici un șansă de 26%, stai, îl prinde pe ăsta de 26% cu de la normal, l-am prins. Chiar dacă e șansa mai mică, 26%, tot îl prindem. Catch 2 Storm Griffin, da? Ia să ne uităm, ăsta e Storm Griffin-ul, da? Dăm aici și nu l-am prins, după scrie că 81% nu l-am prins. După trebuie să mai caut încă unul. Da, uite că a dat fail, ăsta l-am prins. Și acum trebuie să mai prind 6 Fire Bats. Avem unul aici, mai avem încă unul aici, mai avem încă unul aici, deci avem 3 aici dacă e să-i prindem. Chestul se spawnează în 5 minute la fiecare dată. Asta este Rainbow, nu, asta e normal. Stai puțin să mergem aici, nu te trebuie să luăm de aia de fire. Uite, vezi, te duci aici, iei pe ăștia toți de fire și dacă vezi că nu se mai spawnează aici de ăștia de fire, stai că ăsta e golden. Dacă vezi aici că nu se mai spawnează, trebuie să te duci să cauți în alte părți. Mergem aici, vedem este unul de fire. Trebuie să prinzi Pokémon, bine, trebuie să prinzi peturi, mergem click aici și l-am prins. Trebuie să prinzi peturi. Trebuie să prinzi peturi ca să apară alte peturi, gen dacă sunt aici, sau schimb serverul dacă vrei. Schimb serverul și tot e mai bine. Mergem aici, dăm aici click, nu l-am luat, mergem aici, dăm aici click, poate luăm pe ăsta. Am dat click, am câștigat 2 puncte, după mergem pe aici, unde este? Aici este Golden, ăsta e Shiny, nu? Ăsta e Golden Shiny, ia să mă uit aici puțin dacă îl prind. Golden Shiny, ia să mă uit. Carată Shiny, te vezi? Ăsta e Shiny 100%, ăsta nu știu dacă e Shiny 100%. Și ăsta este Golden Electric, nu, dar asta e Shiny 100%, nu? Ia stai un Ultra Pet Cube, să mă uit, am luat 2 puncte 100%, dar asta trebuie să fie Shiny. A apărut că e Shiny și acum este... Da, Shiny Fire Bat. Și da, e 100% și le vreau doar să testez. Mergem puțin mai în față și căutăm de ăștia gen. Îl dau de ăsta, pun Pet Cube, nu l-am luat din păcate. Mergem puțin mai în față, unde... Rainbow, stai puțin, da, l-am luat, uite, Rainbow. Ăsta este Golden, ia să vedem. Golden, Golden și îl iau pe ăsta, nu că contează că trebuie să-l iau pe ăla, era altceva. Rainbow Firebat, unde este celălalt Firebat? Mergem pe aici și uite Firebat-ul. L-am prins și am făcut și uite misiunea, am făcut-o. Mă duc mai în față și dau din nou claim. Dacă vreți să faceți chestia asta pentru niște gemuri, nu atât de multe, dar totuși. 10 de astea sunt 3 milioane. 130 de milioane. Bine, durează o grămadă să le faceți, dar sincer... Sincer, puteți să lăsați și AFK, vedem aici într-un minut să-l distrugem chestul, poate spawnează un huge. Mergem aici și 90%, 10% și astea sunt toate șanse extrem de mici. Dacă stai aici, poate primești huge, poate nu primești huge, depinde. Ideea este că trebuie să așteptăm încă 37 de secunde și loadout-ul ăsta dacă e să-l aveți sau orice fel de loadout, pentru că ultimata UFO... Stai puțin, stau aici să dau rapid click ca să spawneze ultimata, că eu n-am făcut ultimata. Dacă nu stai, dacă n-ai autotap și nu stai între breakables, ultimata îți face mult mai greu. Autotap-ul te ajută extrem de mult să faci ultimata sau să dai click. Dar dacă stai AFK nu poți să dai click, dacă te joci alt joc nu poți să dai click. Mergem aici, 6, 5, 4, bine o să fac și ultimata când dau un chest oricum, trebuie să spawneze corruption. Și merg aici și uite aici, dau click o grămadă. Și vedem acum ce se întâmplă, da? 147 T, 146, 145 și mergem aici, dăm click o grămadă până când se spawnează ultimata. Dai ultimata, se distruge ăsta, cred că acum dacă îl distrug o să se spawneze un huge. Garantat așa ar trebui să fie. Acum nu știu, depinde de joc dacă vrea să ne ofere această posibilitate. Oricum o să pierdem cel mai probabil. Dăm aici 98, 99 și uite ultima ta UFO. Uite cât de rapid s-a distrus. 21 din prima. Uite cât de multe. 3 UFO-uri. De obicei cu cât să mai mult un UFO aici, cu atât de mai mult damage. Uite cât de mult a dat. Și mai este ăsta de deasupra. Uite cât de mult ăsta de deasupra, vedeți? Uite. Și câteodată se mișcă mai rapid, câteodată se mișcă mai greu. Depinde acum, știi? Nu e mereu cel mai bun, dar nu e mereu cel mai rău. Și obicei acum se distruge ăsta și se spawnează un huge. Ia să vedem. Vending machine. Și nu, din păcate nu s-a spawnează nici de data aceasta. Dar de cele mai multe ori se spawnează un huge după ce distrugi un chest. Deci dacă aveți șansa să-l distrugeți, asta puteți să faceți. 3 puncte la clan, foarte bine. Pe aici nu e niciun huge, da? Sper că v-a plăcut episodul, am prins o grămadă de Pokémon, poate la un moment dat prindem și un huge, vedem, dar până atunci ne auzim data viitoare la Pet Simulator 99.